O să continui cu ceea ce se întâmplă la spital. Știți foarte bine că am făcut apel de fiecare dată să sprijiniți eforturile de modernizare a spitalului. Și sunt pur și simplu indignat ca cetățean când văd că anumite persoane de acolo văd mai nou acum alezi și cu doamna Eufrosina Vrătoi, așa s-a bucă să căineze situația grea, în ghilimele, în care a ajuns spitalul. Ori noi, ca cetățeni, ca adresanți ai serviciilor din spital, vedem că lucrurile funcționează normal, și cantina, și spălătoria, nu sunt cazuri. Doar încercăm cu ultimele eforturi și cu ultimele puteri să ne întoarcem la ceea ce a fost. Adică la mizerie, la furt, la delăsare, la șpăgi, la scandal. Eu sunt sigur că dacă se-ar aduce aminte că sunt niște intelectuali așa de cerbătini, medicii nu ar trebui să se lase antrenați în astfel de manevre. Și sunt uimit că unul ca Leznic a devenit portrapelul. Să nu uite, Leznic este cel care, eu nu știu cum l-au ales pe liderele sindicatele, nu? Vice-lider de sindicat, în condițiile în care el a eliberat acum câțiva ani de zile un certificat medico-legal fals, demonstrat fals, prin care s-a comis o mare măgărie. Știți foarte bine, Cristi Năstase, în baza acelui certificat medico-legal fals, își scosese mama din casă ca să-i vândă apartamentul și o internase la nebun. A trebuit să intervenim noi, să demonstrăm asta și lucrurile să ajungă pe un făgaș normal. Iată, femeie cu să se duce la nebun fără să aibă nevoie de așa ceva. Iar Leznic acum vorbește de bine, nu e singurul caz. Da, nu. Mă întreb asta, deoarece probabil că și dumneavoastră se discută destul de mult de o eventuală venire a lui Andrei Rudache în locul managerului Vlad. Așa cum se spune. Acum mai vine și o caz, să știu. Spitalul în organismul, ca să fac eu. Păi ce are, ce legătură are Andrei Rudache cu medicină? Are o diplomă, domnul. Uitați-vă că suntem în țara undeva cum eu. Scuzați-vă, n-am diplomă și de asta poate să... Dar nu vorbesc, nu spun din frustrare. Asta a fost o spunea mea. Ce mă spune? Este posibil o confirmare a Domnului Andrei Rudache? Ce mă spune? Este posibil să vină Andrei Rudache cu primul Andrei Rudache? E ca și când ar lua un câine după stradă și uite, zic că ăsta s-ar putea să fie dricul. Asta e probabilitatea. Să întâlnesc unul la cafenea. Cred și eu. Spun și eu. Să întâlnesc acela la cafenea și le pun la coada. Da. Vă ascult. Cine spune că Vladul nu e bun? Cine spune că Vladul nu e bun? Cine spune? De unde... Păi chiar tu ai spus că e imbecil pe supra de un ce? În raport cu acel caz. Am spus că am repetat-o și am făcut... Deci e imbecil se pare. Cu sincope, cu sincope. Aveți pacienți care se plâng că sunt nemulțumiți de spital? Nu, eu am fost singurul pacient la spitalul. Așa. Chiar el a ieșit din spital. Și te-a tratat Vlad? Nu pune acum. Dar cine te-a tratat? Deci știți cum acum? Deci e ca și cum ai spus. Doctorii nu sunt găini de la stresate. Deci să nu mai mâncăm două de la ei. Nu se înțelege că doctorii așa în continuare treaba acolo. Foarte, e
Și atunci chiar nu înțeleg. Și noi atunci despre ce discutăm? Ce e chestia asta? Și ce le face Vlad? Ce le face? Vladul le dă. Le dă salariile. Le dă bonurile de masă, le asigură salariile, bonurile de masă și medicamentele. Da? Ăla de-aia e pus acolo. Restul sunt amănunte, nu ne interesează. Oamenii ia cu bani. Domnul Părășescu, nu comandă. Oamenii ia cu bani. Nu Vladul aduce bani. E doar îi gestionează. Îi gestionează atât de primit. Oamenii și-a pus singur bani. În condițiile în care nu reușit să se cheltuie. Adică dăm înapoi un miliard și ceva. Către Ministerul Sănătății. Dăm acolo parte din banii de la primărie, pentru că n-a fost în stare să-i cheltuiască. Dăm acolo parte din banii de la Consiliul Județean, tot pentru că n-a fost în stare să-i cheltuiască. Sau poate că era în stare să-i cheltuiască, dar nu s-a primit, nu prea am nu e adevărat. Poate, nu e adevărat. Dar dacă noi avem o legislație atât de stufoasă și omul n-a avut să se lege la cap. Vedeți că tot așa, rememorez cu, așa, cu, m-a trimis la RMN, la Craiova, i-am adus analizele, buletinul lunenică și a doua zi acolo. Când aud, știi, părenică, făcând atâta caz, mi se pare, fiecare greșește. Spitalul ăsta trebuia să fie luat de uzina de aluminiu și modernizat până la ultimul bec. Pentru că starea noastră de sănătate, avem probabil cea mai mare procentare de azi din țară, aici la noi, și câte alte boli, așa, sunt generate de profitul acesta uriaș pe care îl fac ei. Despre asta discutăm. Eu n-am auzit. Altora trebuia să modernizeze câte o secție și să o facă să învârtă după soare în fiecare an. Nu să doneze câte 10 salvări la 10 ani de zile odată. Sau să contribuie cu vreo sumă de bani așa să scoată ochii la vreo manifestare artistică sau la vreo, cum a contribuit acum la auditor. Despre ce vorbim? Haideți să fim serios. Spuneam că vreau să din toamnă să devină activ în societatea civilă. Pentru lucrul ăsta, pentru că sunt foarte multe lucruri. Vreau să vă spun că dacă exista cineva care să aducă la masă principalii 30 de oameni de afaceri din Slatina de acum 5 ani de zile, bine, puteam să am și eu ideea asta, dar niciodată nu este prea târziu. Și am de gând să o fac. Să-și ia fiecare câte un salon din spital, și să-i scrie numele firmei sau numele patronului acolo.